Astăzi au început simulările oficiale ale examenului de evaluare națională pentru clasa A8-a cu prima probă, cea de limba și literatura română. Examenul de anul acesta vine cu schimbări importante în ceea ce privește modul de corectare al lucrărilor atât la limba română cât și la matematică. Este vorba despre introducerea sistemului de evaluare digitalizată a tezelor de examen, o procedură care a fost testată ca program pilot inclusiv în județul Buzău în septembrie 2023 la bacalaureatul de toamnă. Concret, lucrările elevilor vor fi corectate pe calculator după ce au fost scanate și introduse într-o platformă. Pentru ca acest lucru să fie posibil, fiecare sală de clasă a fost dotată cu câte un scanner. La Buzău, aceste aparate au ajuns încă de la începutul săptămânii trecute, astfel că fiecare profesor implicat în evaluarea națională a avut timp să învețe cum să-l folosească. În Buzău au fost pregătiți 160 de profesori corectori, adică 80 pentru fiecare disciplină. Fiecare lucrare, atât de matematică, cât și de limba și literatura română, este corectată de 2 profesori din alte județe decât Buzău. De asemenea, fiecare profesor are dreptul să corecteze doar 50 de lucrări. Cei 2 legumicultori din localitatea buzoiană Glodeanu Sărat, care au folosit pesticide periculoase în solarii, dar și cei 3 traficanți de chimicale care le-au furnizat produsele toxice, au fost trimiși în judecată. Procurorii buzoieni îi acuză pe cei 5 de comiterea unor infracțiuni grave, precum traficul de substanțe toxice, contrabandă și neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor periculoase devenite deșeuri. În urma perchezițiilor la domiciliile inculpaților în 2023, au fost descoperite produse de protecție a plantelor neomologate și cu termenul de valabilitate expirat, devenite astfel deșeuri. Ministerul Sănătății a confirmat atunci pericolele la care ar fi fost expuși consumatorii dacă ar fi consumat legumele provenite din aceste culturi, clasificând unele substanțe drept nocive sau chiar mortale. Cauza a fost înaintată spre judecată magistraților din Pogoanele, unde inculpații vor răspunde pentru acuzațiile aduse. 10 de elevi din județul Buzău vor beneficia și în acest an de sumă pentru decontarea transportului de la domiciliu către școală, dar și de la unitatea în care învață către casă. Este vorba despre elevii care nu pot fi școlarizați în satul, comuna, orașul sau municipiul unde locuiesc și nu beneficiază de existența unui serviciu de transport public. Valoarea sumei pentru transport diferă în funcție de distanța până la care elevul va trebui să se deplaseze către școală. Potrivit estimărilor făcute de Consiliul Județean, în județul Buzău, elevii care fac naveta vor primi, pentru decontarea transportului, sume între 7 lei și 12 lei pe zi. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Buzău precizează că de suma forfetară pentru transport vor beneficia în acest an în jur de 230 de elevi. Lucian Romașcanu, liderul PSD Buzău, rămâne liderul grupului senatorial al Partidului Social Democrat și în această sesiune parlamentară. Decizia a fost luată joi, 1 februarie, în cadrul ședinței grupurilor parlamentare reunite ale Partidului Social Democrat. Reprezentanții PSD Buzău au transmis că revalidarea lui Lucian Romașcanu în această poziție este cu atât mai importantă cu cât vine într-un context deosebit pentru țara noastră, caracterizat atât de necesitatea susținerii proiectelor semnificative ale guvernului, cât și de pregătirile pentru tururile de alegeri din acest an. Cu această ocazie, Lucian Romașcanu a ținut să le mulțumească tuturor colegilor săi senatori pentru încrederea acordată.